Etnografie, organizate în colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei de Cluj-Napoca și cu colecționarul, tânărul colecționar Sebastian Pai. Expoziția, așa cum ați văzut foarte bine în afiș și în invitații, se intitulează Ia cu ciupar, identitate, artă, valoare, portul popular de pe Valea Arieșului. Probabil că mulți dintre dumneavoastră știu că, începând cu anul 2013, la inițiativa comunității online la Blues Rumen, în data de 24 iunie, se aniversează și odată cu sărbătoarea de Sânziene, se aniversează Ziua Universală a Iei. Ei bine, în doar câțiva ani, această sărbătoare a ajuns să fie, acest eveniment, această zi, a ajuns să fie aniversată, sărbătorită pe 6 continente, peste 50 de țări. Expoziția pe care o inaugurăm astăzi a luat naștere tocmai în acest context, dar pe de altă parte am dorit să arătăm dumneavoastră, publicul nostru, această valoroasă colecție vestimentară de etnografie pe care Muzeul Turdean o deține. Deși suntem un muzeu cu un patrimoniu de excepție arheologic și istoric, apreciat de specialiști, dar și de publicul larg din țară și nu numai, vă aducem la cunoștință că Muzeul din Turda are o valoroasă colecție etnografică de circa 1000 de obiecte ascunse în depozitele sale. Multe dintre aceste obiecte sunt susceptibile de a fi clasate în categoria tezaur și noi sperăm că cu sprijinul autorităților locale și cu finanțare externă să reușim în cel mai scurt timp să organizăm secția etnografică a muzeului, unde acest patrimoniu valoros va fi expus în permanență pentru dumneavoastră. Exponatul principal de astăzi este Ia cu ciupar. Toată lumea și-a pus întrebarea, sau cei mai mulți, ce este ciuparul. Despre aceste minunate piese, cămașa de port așa, atât de specifică pentru Valea Arieșului, o să ne vorbească colegul nostru, Fodor Otilo, specialist în etnografie, pe care l-am furat, ca să zic așa, de la Muzeul Etnografic din Cluj și sunt foarte fericită că avem și noi specialistul nostru. Dar înainte îl invit pe domnul viceprimar Lucian Nemes să ne transmită salutul autorităților și mulțumesc că este alături de noi și astăzi. Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, stimați invitați, ne bucurăm că astăzi Muzeul de Istorie Turda organizează o altă expoziție deosebită, zic eu. Dar, într-adevăr, IA în ultima perioadă a început să aibă o trecere foarte mare și nu atât la noi în România, cât și pe alte continente. Am văzut și foarte multe colecții de modă care se inspiră din IA noastră românească. Poate doar să ne bucure acest lucru și cu atât mai mult faptul că noi deținem o colecție frumoasă, zic eu, de ei, tradiționale, autentice, cu o valoare semnificativă. Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați dat curs invitației și să o rugăm pe doamna directoare ca în momentul în care va fi sărbătorită IA la nivel internațional să o sărbătorim și noi la Turda, pentru că vorba aceea, chiar avem cu ce și sunt convins că mulți dintre cei care caută piese de genul ăsta ar fi încântat să vadă lucrurile atât de bine conservate. Mulțumesc! O invit pe doamna director adjunct al Muzeului Etnografic din Cluj, al Transilvaniei din Cluj, să ne transmită impresii și despre expoziția pe care am reușit să o organizăm împreună și să mulțumesc și pe această cale în mod public pentru sprijinul enorm pe care l-am avut din partea Muzeului din Cluj în restaurarea acestor minunate piese, grație doamnei restaurator Laura Troșan. Vă invit, doamna. Noi vă mulțumim pentru această inițiativă, pentru posibilitatea de a participa la acest proiect. Ne face deosebită plăcere, nu sunt doar singur aici de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, ci am venit împreună cu câțiva colegi, domnul Ioan Augustin Boia, specialist în port, doamna Laura Troșan, restauratoarea care s-a ocupat de piețele dumneavoastră, și cu domnul Sebastian Pai, pe care îl considerăm și pe dânsul de al nostru. În ultimii ani, derulând împreună multe proiecte în cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Ne bucurăm, de asemenea,
că a apărut că în județul Cluj, iată, încă un centru de cercetare și de valorizare a patrimoniului cultural rural, reprezentat de acest muzeu. Și pentru noi a fost o surpriză foarte plăcută, și pentru noi specialiști, să constatăm că muzeul dumneavoastră dispune de o colecție de excepție, de o colecție de portret foarte semnificativă, cu piese, deci chiar îmi face, credeți-mă, plăcere să stau în fața acestor cămăși cu ciupat deosebite, cu piese de excepție, mai ales dintr-o zonă recunoscută prin vitalitatea culturii tradiționale, rurale, Valea Leșului. Știu că colegul meu o să vorbească mai mult despre cămașa cu ciupac, deci doar o frază. Cămașa cu ciupac poate fi considerată un element de legătură, de fapt, între zonele etnografice românești din nordul Transilvaniei, reprezentând portul românesc de aici, cam de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în secolul XIX și până la începutul secolului XX. În zonele Valea Vieșului, nordul munților Acuseni, deci mocănimea Girăului și depresiunea Călățele, în câmpia Transilvaniei, zona Reghinului, Năsăudul, Lăpușul și zona Meseșului din Sălaj, pe care domnul Goia îl cercetează amunție. Cusătura pe cresturi de sub gât era recunoscută încă din evul mediu în toată Europa de vest. În Transilvania ea a fost practicată atât de români cât și de sași și maghiari, contribuția românilor fiind dispunerea decorului brodat într-o placă trapezoidală compactă, care acoperă partea de sus a pieptului, culorile preferate, după cum vedeți, fiind roșul, negrul și albastrul. Mărimea decorului diferea de la zonă la zonă, formele cele mai ample apărând exact pe Valea Vieșului. Expoziția dobândește, credem, o semnificație suplimentară din faptul că se plasează acum între două evenimente dedicate valorizării portului tradițional rural, a cămășii femeiești. Ziua portului, pe care l-am sărbătorit, și Ziua Internațională a Iei, în 24 iunie, pe care o vom sărbători un pic mai târziu. Deci toate aceste manifestări vin în întâmpinarea unui nou trend vizibil, chiar și în rândul tineretului, de reevaluare și de valorizare a portului popular ca și un semn identitar. Un semn identitar etnic, zonal, local, regional. Deci, aș vrea să felicit organizatorii pentru această inițiativă, în primul rând, atât pentru inițiativă, cât și pentru modul de organizare, pentru modalitatea excelentă de valorizare muzeală a acestui patrimoniu. Felicitări! Mulțumim! Acum, invit pe specialistele spună mai multe detalii despre aceste minunate piese. Bună ziua, bine ați venit! Ziua Universală a Iei este sărbătorită în fiecare an, la 24 iunie. Comunitatea online La Blues Rumen a propus ca IEA, bluza tradițională românească, să devină brand de țară și a organizat pe 24 iunie 2013, odată cu sărbătoarea de Sânziene, prima zi universală a Iei. Evenimentul a devenit în scurt timp un eveniment global, sărbătorit pe 6 continente, în peste 50 de țări. Acestei zile importante îi se alătură un alt eveniment remarcabil, faptul că începând din anul 2015, pe data de 16 mai în fiecare an, se sărbătorește Ziua Națională a Costumului Tradițional din România. În acest context, Muzeul de Istorie Turda, în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca și alături de colecționarul Sebastian Paic,
dorește să marcheze acest eveniment prin realizarea unei expoziții temporare cu piese de port popular provenite din valoroasa colecție etnografică pe care o deține. În acest fel ne propunem promovarea portului tradițional, așezând în centrul atenției o piesă emblematică, cămașa femeiască sau cămașa cui sau ia. Scopul expoziției este, pe de o parte, completarea expoziției permanente a muzeului cu expoziție temporară etnografică, dar pe de altă parte aceea de a sensibiliza publicul, de a conștientiza și de a promova valoarea acestor obiecte prin expunerea lor publicului larg și specialiștilor din domeniu. Pentru această expoziție au fost selectate și grupate tematic piese etnografice cu o valoare estetică însemnată, prin care se încearcă rememorarea funcționalității lor. În cadrul expoziției temporare, intitulată Ia cu Ciupag, Identitate, Artă, Valoare, portul tradițional de pe Valea Lieșului, sunt prezentate porturi românești și ungurești din zona Munților Apuseni, grupate pe cele trei zone specifice din acest areal: Mocănimea Lieșului, Rimetea și Țara Moților. Totodată sunt prezentate ustensile și instalații tehnice folosite în industria casnică textilă la prelucrarea cânepii și a lânii, precum și diferite elemente și accesorii care întregeau aceste porturi. Astfel, primul modul, holul muzeului, cel dedicat industriei casnice textile, prezintă diferitele faze de prelucrare a celor două materii prime, cânepa și lâna, folosite pentru realizarea țesăturilor. Pentru a ilustra diferitele faze de prelucrare, am expus o meliță, piepte pentru cânepă și lână, furci de tors, fuse, roți de tors, un urzoi și câteva sucale. Iar pentru prezentarea tehnicii de țesere, am expus câteva piese ale războiului de țesut, băteala războiului, câteva spete și suveici.